domnule primar, pentru citirea proiectului de ordine de zi. Mai întâi bun venit, inclusiv doamne care ne filmează. Bine-ați venit la asta, la Bogdănești. Dacă nu știu, să reamintesc proiectul mă de zi în locul de deliberare. La primul punct avem prezentarea raportului privind starea economică socială și din mediul punct de Bogdănești de pe Bacov, pentru anul 2022. Punctul al doilea, propunem proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizarea Bacău, pentru anul curent, inițiator subsemnat. Punctul al treilea, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de uz și servitude pentru derulat grip, societate care a primit o suprafață totală de 94,2 metri pătrați, pe durata extensiei instalată de utilitate publică de distribuție energie electrică, partea de numărul de inițiator subsemnat. Punct al patrulea, un proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de închiriere pentru pășunea comunală situată în extrabilă în partea comunei de Dupatov, parte din domeniul privat al comunei Bundenei de Dupatov pentru anul 2023. Inițiator, viceprimar. Punctul al cincilea, un proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale destinate serviciului de salubrizare pentru anul 2023, inițiator subsemnat. În ceea ce spuneam în mod informal, a fost făcut inițial, se consideră prioritar al proiectului hotărâre cu privire la respingerea ofertei lucrurilor. Punctul al cincilea, înseamnă o informare cu privire la activitățile desfășurate pe Islazul Comunal, care face parte din domeniul privat al ORT Bogdănești de Bacău, în anul 2022, prezentul domnului viceprimar, în al șaptelea, care obicei solicită la adresatul Consiliului Local. Supun la vot ordinea care este propusă, cine este pentru. Mulțumesc pentru unanimitate. Nu rămâne decât să urez succes pe mulțumesc. Mai ceva la un de procesul verbal. Procesul verbal de ședința următoare, trecută l-ați avut în dosar. Da. Supune la vot procesul verbal din ședința trecută. Cine este pentru? Toată lumea nu mai aplicat. Da, mulțumim. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunii Bogdănești de Bacău pe anul 2022. Prezintă domnul primar. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Probabil, până de vreme ne-am obișnuit cu toate cu această idee sau, dacă vreți, un principiu, să nume, activitățile periodice de evaluare a activității desfășurate în administrația locală. Aceasta este un moment de sinteză, dacă vreți, o sinteză a situației, așa cum se fie intitulată, privind starea economico-socială de mediu comune, comune, mediu de desfășurat în anul trecut. Pentru a asigura prin mai multe coerențe și am gospodării timpul cu mai multe eficiențe, o să-l citesc. În conformitate cu prevederile din legea administrației publice locale, de legea 252, modificările și concesiunile ulterioare, mai precis articolul 68, alineatul 3, litera A, primarul prezintă în primul trimestru un raport anual privind starea economică socială și de mediu a unei țări administrative teritoriale. În plan managerial, diagnoza economică socială și de mediu a Comunei Bogdănești oferă posibilitatea de evaluare activității administrației locale și de a stabili împreună măsurarea eficienței actului administrativ în comunitatea noastră. Analiza situației economico sociale și de mediu a comunității locale în determinare directă cu activitatea administrației locale reprezintă o datorie
dar și obligația morală a celor aleși, cu către cetățeni de comunitate, care sunt pregătiți de aspirație de probleme. Informare foarte obligată aceasta, dacă vă amintiți, va veni un moment în care și dumneavoastră, în calitatea pe care o prezentați, tot în ședință publică, activitatea fiecare axiologică. Ca ce sunt de valoare, raportul este determinat de următoarele considerente. Mai întâi, consider că raportul reflectă perspectiva autorității executive, adică ordonatorul principal de credit. Apoi, considerațiile care vor fi exprimate de către autoritatea deliberativă și de alte intervenții autorizate vor fi din natură să întregească diagnoza economică, socială și de mediu a comunității locale. Al treilea considerent, pe care îl consider în locul lui, în această prezentare, este ceea că pentru că raportul să dobândească finalitățile dorite, va cuprinde și elemente de proiectare pentru anul 2023 sau pentru durata medie. Asta am făcut de fiecare dată, am legat trecutul de prezent și viitorul imediat. La partea considerent, act de informare public în momentul al diagnozei, dar și al proiectului, raportul propune următoarea structurare. La primul punct, sau dacă vreți, mi-a propus prezentarea contextului economic și social politic în care a evoluat comunitatea din Bogdănești în anul 2022. Apoi, considerații privind evoluția economică, socială și de mediu comunității locale în anul de referință. La punctul următor, prezentarea, așa cum am anticipat, prezentarea unor elemente de proiecție pentru anul 2023 în partea finală a raportului. Metodele folosite în elaborarea raportului au fost următoare. Metode de tip descriptiv și statistic. Acestea am considerat că se preferă mai ales pentru secțiunile funcționale. Apoi, analiza de tip care înseamnă puncte bune și puncte slabe. Și metoda comparativă cu prejudicii pentru secțiunea de dezvoltare. Contextul, o să încălzitesc cu ceea ce am anunțat mai înainte, contextul evoluției comunității locale pentru anul 2022. Evoluția comunității locale în anul 2022 poate fi înțeleasă mai bine prin raportare la macro-sisteme, adică sistemul național, sistemul european, dinamica și complexitatea lor specifică, cât și prin raportare la microsisteme. Comuna Bogdănești, radiografiată, dacă vreți, în ghilimele, pe componentele definitoare, adică instituții, entități economice, condițiile naturale, surprinse în dinamica lor și celor relaționale implicite. Trecem câteva considerații privind contextul european, care, vreun de vreun, influențează pe cel național și chiar implicit pe cel local. Aduce în prim plan, după tăvărâcul pandemiei, tendințele de restaurare ale Rusiei imperiale, cu invadarea Ucrainei, țara cu vecinătate nemilosită pentru România. Și de aici toate consecințele în plan economic, politic și militar. Acutizarea, adică prelungirea războiului, a determinat înlocuirea tăvălugului pandemiei cu tăvălugului. Cu tăvălugului costurilor, în detrimentul celor mulți și profitul celor puțini sau grupuri de interese, la fel de periculoase ca și pandemie. Sub coordonarea Comisiei Europene au început eforturile, adică planurile de redresare și reziliență pentru statele membre ale Uniunii Europene, fără îndoială cu obiectivul ritmul propriu, vădind reale dificultăți și compatibilizarea pentru unele state, pentru care și țara la oameni. Și în diferite surse de informare, că sunt destule probleme cu acest plan de program de reziliență, de dezvoltare, de așa mai departe. Contextul național.
Este și el, fără îndoială, cu urmări pentru toate comunitățile locale, cu aspecte specifice, individualizate și care au generat consecințe și în comunitatea locală, care, de exemplu, evoluția contradictorie, dizarmonică, în instituțiilor care au creat consecințe în sistemul piramidal pentru comunitatea din Bogdăneni, de exemplu, care îl consideră și relevant, fiind întârzierea și implicit aprobarea bugetului central și a bugetului local, întârziere în aplicarea unor programe de implementare națională, cu care noi suntem legat, ca exemplu, cu MDR-ul. Au și are european în zona investițiilor. Banii din greu, există riscul să nu vină, început în tranșe din acel ban, după de problema pestelor speciale, și lucrurile nu se mișcă într-o dinamică de lucru. Autorul prezentei consider că eroarea care a generat consecințe cele mai grave a fost politizarea excesivă a deciziilor în administrarea, inclusiv în administrația locală, abandonarea principiilor de competență profesională, morală, subordonarea principiilor subordonate și principiilor clientelare, dincolo de cele menționate pentru situația economică specială a României, cu urmări directe și pentru comunitatea locală, rămân definitorii următoare. Așa numiți factori compensatori care salvează într-un fel prin forțele sau specifice comunității locale. Continuitatea structurală, valabilă pentru societatea românească, poziționarea favorabilă în spațiul european. România este o țară totul stabilă, atractivă economic, încă ferită prin sistemul de alianță. Cu o politică externă adecvată. Managementul guvernamental nu s-a ridicat la nivelul promisiunilor sau la așteptărilor, atât în sfera producție, cât și a serviciilor, excepțiile au fost puține și cunoaște în general. Construcțiile, în pofida forței de muncă deficitare, apoi IT-ul, industria ușoară, turismul, eliberat de constrângerile în pandemie. Stimularea consumului a fost mai degrabă timidă. Prioritizarea pentru populație, fiind impusele inevitabile de costurile pentru întreținere cu utilități. Știm ce se întâmplă cu facturile de energie, combustibil și medicamente care au generat o inflație galopantă, năucitoare pentru populația cu venituri mici. Situația economică specială a fost marcată și cu această politică agitată, incoerentă în zona guvernamentală, pe capitole de ramite de energie, combustibil, agricultură, confruntată cu o secție majoră, incoerența amendită conducând la un consum excesiv de energie, detașarea clasei politice față de agenda reală a cetățenilor, corupția publică, toate acestea provocând neîncredere în instituțiile statului și erodarea autorităților. Dincolo de aceste aspecte, au compensat factori naturale favorabile și menținându-l pozitiv în economie privată. Acest context se respectă și situația economică din Bogdăneni și mai multe referințe. Structura economiei locale, în intervalul de timp supus analizei, nu prezintă mutații semnificative față de anul anterior. Rămânând vizibile industria confecțiilor, agricultura acompaniată de prelucrarea produse specifice, comerțul de aprovizionare locală și prestările de tehnică. Depășind condițiile generate de pandemie, în domeniile menționate, se constată o evoluție bună a societății pe care le cunoaștem. Proprietăți, noile grupuri de firme Șerbani, Colosteri, Ecomix, Cemadan, un management eficient, chiar și în condiții nu întotdeauna predictibile, transmise dintre administrația centrală. În agricultura locală se constată continuarea eforturilor de adaptare sau modernizare a entităților locale de copii, manageriale de familia Șerban, am mai trecut aici pe Putulati Mihai, Toma Vacere, care vine din urmă, care se mențin la un nivel remarcabil de performanță, valorificând suprafețe agricole importante pe raza comunei noastre, chiar și în condiții medii mai puțin favorabile, reamintesc secretar în sezonul 2022, concluzia pentru agricultură poate fi una pozitivă. Potențialul comunității este bine valorificat, inclusiv în zona de justiție socială, respectarea contractului de arendare.
În mod firesc, există o determinare directă spre principiul proporționalității între potențialul economic financiar din comunitate și veniturile de care răspunde administrația locală, ca premisă esențială pentru asigurarea funcționalității structurale și realizarea standardelor publice acceptate de cetățenii comuni. În relația directă economia locală și situația socială și financiară a comunei, semnificativ sunt următoarele aspecte. Știți că avem în jur de 400 de locuri de muncă la entitățile pe care le-am amintit, funcțiile de lucru pentru administrația locală și investiții, pe care, de consecință, aceste locuri de muncă au determinat venituri semnificative la populație și la bugetul comunei. Reamintesc, v-ați întâlnit atunci când am analizat venitul pe bugetul local, așa numitele cote reparcate din TVA, impozitul pe salare, impozitul pe venit, înseamnă venituri mai mari decât veniturile provenite din impozitul sau taxele de proprietate. Această categorie de venituri susține în principal secțiune de funcționare a bugetului local, care se regăsește și în secțiunea de dezvoltare. Proiectele de investiții publice au continuat în bune condiții chiar și atunci când Ministerul de Resort a comunicat Waterloo-ului stagnarea fluxului de angajament financiar conform contractului de finanțare. Este vorba de programul PNRR pentru investiția de apă și canalizare. Dificultatea în momentul a fost depășită de fiecare dată grație unei gestiuni corecte sau eficiente a resurselor financiare, fapt confirmat și de auditul Camerei de Conturi în anul anterior. Caracterul realist al raportului, ca moment al unei diagnostici corecte, poate fi înțeles mai ușor printr-un feedback, mergem un pic înapoi de tip comparativ. Dacă ne referim la direcție și obiective propuse de administrația locală pentru anul 2022, care, pentru autorul raportului, permite concluzii interesante. Primul rând se constată o interferență justificată și interesantă între continuarea preocupărilor de adaptare din partea administrației locale la cerințele de modernizare, digitalizare. În începutul discuției cu domnul consilier, de asta am continuat-o cu doamna Fontanelă, ceea ce depinde noi din compartimentul de specialitate, noi am depus dirigentele, urmează să prin confirmarea de la confirmarea de la București pentru lucruri mărunte. Ocuparea postelor vacante, îmbunătățirea managementului de mărie pe de o parte și continuarea dezvoltării infrastructurii materiale. Primul rând, apă, canalizare, modernizarea autonomoane a drumurilor locale în zonele munteni și peste vale, pe de altă parte. Cele două componente se află fără îndoială într-o intercondiționare permanentă și împreună cu alte componente structurale condiționează echilibru și evoluția în comunitatea locală. La investiții în mediul privat, de acțiunile de urbanism, aici suntem într-o oarecare dificultate, pentru că nu mai avem structură proprie în urbanism, o parte din cerințele acestui compartiment și zilele doamna Toma Gărica, care îi mulțumesc că să mă amas la așa ceva, îmi place, nu place. Până la urmă, important să mă arăt la urmă. De menționat, pentru acest domeniu, condiții dificile, în urmă la cantării posturi, așa cum am spus, activitatea de emitere a certificată de urbanetri autorizate la venit de timp, emis de Consiliul Județean Valdău. Având în vedere contextul specific pentru anul de referință, administrația locală și-a respectat declarația de principiu privind fiscalizarea echilibrată, atât pentru persoane fizice și pentru persoane juridice, în egală măsură vulnerabilă. Câteva considerații în legătură cu situația socială. Ca indicator demografic, mai întâi, în jur de 2300, conform înseamnă numărul populației, numărul de 907. Vă dați seama că, în mod sigur, după estimarea mea, mai mulți nou născuți sunt registrați în diaspora.
mortalitatea infantilă este pe gelul. Ce-am venit din mine, ca o lună, la numărul decedați, 34. Oamenii se mai fi căsătoresc chiar în aceste condiții, la starea civilă de la Bogdănescă, pot să registrate 11 căsătorii, sporul natural al unității negativ. Un punct important care definește situația socială înseamnă, de fapt, protecția socială, unul dintre cele mai generoase domenii de activitate în cadrul administrației locale, întemeiat pe principiul descentralizării, care poate fi real numai în măsura extinderii veniturilor proprii. Alternativa fiind echilibrarea bugetului local, acest lucru fiind condiționat de existența resurselor la bugetul centralizat al statului, în măsura posibilității, asumarea resurselor atât de către Consiliul Local. Chiar și în aceste condiții, calitatea resurselor umane din primăria Bogdănești și diversificarea abordării venite dintre actul de guvernare, ca să asumăm un factor compensator, care i-am ca prestații sociale oferite de către compartimentul de asistență, câteva date care pot permite aceste concluzii. Alocație de stat pentru copii 11, indemnizație creștere copii 12, copii aflați în plasament 5, ACF-ul 30, venitul minim garantat 12 dosare, asistent personal 4, nu așteptat să stau probabil la indemnizația de handicap 24, ajutoare, dar am luat data pe care le-am primit la compartiment în vechim, știu că mai venit. Pe ea la învețe. Ajutoare pentru încălzirea locuinței, aici s-a încadrat 200 de persoane. Poadul, îl vedeți pe rog, acolo, s-a apropie Sfintele Bar. O să continui cu tot la acest capitol, acces populat în comunitate la educație și cultură. În orice etapă istorică, problematica enunțată are o relevanță deosebită privind nivelul de evoluție al societății umane. Situația medicală precară se manifestă în oglindă, în ghilimele, cu situația educație și cultură, la fel de bun la pe toate ghilimele. Eu am numit această situație pandemia educației și culturii. Sunt mai periculoase decât virusul, deoarece educația și cultura care trebuie să formeze oameni sau cetățeni într-un accept la îndemnă. Nu se pot trata prin medicată, ci întotdeauna printr-o abordare sistemică, strategică, de durată, prin decizii adecvate, care fie au lipsit, fie nu au depășit statutul de surogată. Știți că se fac inclusiv grupe în legătură cu programul în România Medicală, care au vorbit oamenii de încredere și speranță, instituțiile de profil operând cu miroase și finalități mimetice mai degrabă, prin care s-a diminuat până la un nivel de rat periculos capacitatea de adaptare sau evoluție pentru generația tânără. În comunitatea locală, activitățile de profil s-au desfășurat într-un cadru instituționalizat, adică școala și grădința din satul de reședință, la care se poate adăuga casă comună, bibliotecă, muzeu și cămin cultural. În planul administrativ, care avem noi atribuții, zona de competență a Consiliului Local și instituția primarului, nu a existat disfuncționalități. A continuat preocuparea pentru asigurarea unor standarde corespunzătoare, atât pentru subiectii educație. Avem în limbi 200 centrări copii școală cu grădință, cât și pentru echipa didactică. În sprijinul regulat, administrația locală și-a manifestat disponibilitatea și prin finanțarea sistemului de burse conform legislației în vigoare. Analiza de tip SWOT identifică și puncte slabe și chiar amenințări numai parțial și explicabile de contexte sanitare. În același context se plasează și activitatea desfășurată la Casa Comună, susceptibilă de a depăși paradoxul unei bune dotări ca o activitate care nu depășește rutina. Evident, biblioteca este vinovată că oamenii nu mai citesc. Asta e bine din sistem.
sau citesc mai puțin. Între instituțiile comunității locale în care se realizează actul administrativ cu locație deosebită, se încadrează și dispensarul uman care asigură asistența medicală generală în beneficiu populației comunitare. Câteva considerații despre liniștea și ordinea publică, care se poate spune că reprezintă un domeniu cu indicator deosebit de relevant pentru nivelul de emancipare și implicit autogestiunea comunității locale. Dovada preocupărilor administrației locale pentru diminuarea infracționalității este infrastructura de monitorizare video a punctelor de intersecție dintre drumurile comunale și din 11 sau în drumul european, baza de date setutată fiind un real folos celor interesate din punct de vedere instituțional din conformitate cu legislația actuală. Asigurarea liniștii și ordine publice s-a realizat prin 2022 prin colaborare între administrația locală. Noi avem doi pase și reprezentate Ministerului Afacerilor Interne, încadrați la postul de poliție din Bogdănești, care sunt invitați să prezintă informare de fidelitate pentru ambele instituții. Și au fost invitați în anul acesta și anul precedent, probabil au un program mai încărcat. Situația de mediu este o componentă deosebit de sensibilă pentru administrația locală, care depune eforturi pentru ameliorarea situațională pe partea de prevenire. În anul de referință nu au loc evenimente deosebite, atât în ce privește evoluția vremii, cât și a manifestărilor antropice, adică cele provocate de om. Reprezentanții administrației locale au încercat să protejeze populația, mai ales în zonele de risc, și să asigure standardele acceptate de cetățenii comuni. Structural, protecția mediului a fost gestionată mai ales prin intermediul de serviciuri de salubritate, responsabil viceprimarul comunei, ca serviciul voluntar pentru situații de urgență, șef, domnul Andrei Constantin. În domeniul gestiunii deșeurilor relevante sunt două componente ale subsistemului. Interesul sau capacitatea celor care colectează comportamentul civic deficitar, apoi ambele conducând la un adevărat jaf al bunului public, al banului public. În gestionarea situației de urgență s-au implicat viceprimarul comunei și serviciul pentru situații de urgență, coordonat de domnul Constantin. Ameliorarea situației infrastructurii specifice, ca și a standardelor oferite de administrația locală, a însemnat continuarea investiției de apă și apă uzată, modernizarea unor motoane de drumuri, cum am menționat anterior. Perioada secetei din vara și toamna anului 2022 a relevat limitele infrastructurii atât pentru consumul populației, cât mai ales pentru agricultura din zonă. Principalul câmp de acțiune sau manifestarea umană ce ar putea genera un progres real pentru creșterea standardelor acceptate, reprezintă în continuare eforturi de natură educațională, în vederea diminuării agresiunii antropice asupra mediului și finalizarea investițiilor sectoriale, respectiv apa potabilă și depurarea preuzată, pentru care există bună premiză pentru finalizarea în actualul mandat. Am ajuns la ceea ce am anunțat încă partea de început a materialului, direcții și obiective pentru administrația locală în 2023. Fără îndoială că le nu diferă foarte mult, că n-are cum, din vorba de continuitate în abordarea problemelor administrative care sunt indicate. Continuarea preocupărilor de adaptare la cerințele de modernizare, constituirea de resurse umane și financiare și utilizarea lor cu eficiență maximă, ocuparea posturilor vacante și îmbunătățirea managementului din primărie, menținerea funcționalității infrastructurii locale și continuare sau finalizarea unor proiecte efectiv strategic, de exemplu apă și canalizare, ameliorarea condițiilor de mediu și, în final, am considerat că nu trebuie neglijat creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comune și cultivarea identității locale. Atât, mulțumesc pentru rezultat. Mulțumim, domnule primar. S-ar trebui și să vă mulțumim. Asta au venit. Dar cum trecem la punctul 2, pentru o bună zi.
proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare la tot pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar. Am mai devreme o metaforă, analiza noului inteligență. În fiecare an, în partea de început, chiar la instituție bugetare, aprobăm și proiecte de hotărâre în acest sens. Este vorba astăzi de un proiect de hotărâre privind aprobarea legislației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Sunt cel puțin două considerente, dar sunt suficiente pentru înțelegerea și aprobarea acestui proiect de hotărâre. Pornind de la calitatea Comunei Bogdănești de Bacău, de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Și statutul asociației menționate care prevede drepturi și obligații pentru membrii asociației. Îndoială că nu rămâne decât solicit și sper că acest proiect de hotărâre trebuie aprobat în forma următoare. La primul articol, propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2023, în cuantum de 5.000 lei. Articolul al doilea prevede următoare. După aprobare, doamna Răbăteanu Romele, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, va duce la îndeplinire hotărârea. Al treilea articol. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Antioi Vasile, secretar general al primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituție prefectului județul Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Atât, mulțumesc. Comisia numărul 1 de specialitate. Dacă dorește și va să ia cuvântul. Dacă nu spune la vot, cine este pentru? Trecem la punctul 3 de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de uz de servitude pentru servitude către Delta Gaz Vinu S.A. pentru suprafața totală de 94,32 de metri pătrați pe durata existenței instalației de utilitate publică de distribuție energie electrică, parte a domeniului public al Oatei Bogdănești, domnul primar. Da. Este interesant, așa, pentru relaxarea noastră, ce vedem în urmă, înseamnă abandonarea subiectului. Cea mai mult durează, ca să lectorez tipul acestui proiect de hotărâre, aici se poate simplifica. Ne-am mai întâlnit cu cel de azi, are legătură cu interesele unității locale, pentru că e vorba de modernizarea infrastructurii. Se referă la rețeaua electrică. Are legătură și cu proiectul vital pentru comunitatea apă și canalizare, pentru că realizarea acestui proiect, adică o putere instalată mai mare pe rețeaua care alimentează stația de epurare și stația de ridicare a presiunii, este nevoie de această infrastructură. Am să dau citire pentru aducerea la cunoștință publică acestui proiect de hotărâre. La primul articol propun să se constituie un drept de uz și servitude către legal, de gaz, grid, societate pe acum, pe durata existenței instalațiilor de utilitate publică de distribuție energie electrică pentru suprafața totală de 24,32 metri pătrați în partea domeniului public al Oatei Bogdănești de Bacău.
alineatul al doilea la tot la articolul 1, dreptul de uși și servitute pentru suprafața de teren menționată la alineatul 1 să fie valabil numai pentru perioada existenței instalația pe autoritatea publică de distribuție energie electrică. Alineatul al treilea, în continuare la articolul 1, executarea oricăror lucrări de beneficiarul dreptului de uz și servitute nu trebuie să aducă atingere interese legitime ale oameni de bucăneri, prioritatea având circulația pe drumul Republic. Și la același articol alineatul 4, terenul aferent lucrării identificat la alineatul 1 este liber de țară și nu se află în legit. La articolul al doilea, propun următoare, după aprobarea hotărârii va fi adusă la îndeplinire de către autoritate prin compartimentele aparatului de specialitate al termalului. Și ultimul articol al treilea, după aprobarea secretarul general al Comunei Domnului Vasile va comunica hotărârea domnului Domnului Bolae, primarul Comunei Bucănești, doamnei Răcăuțeanu Romene, doamnei Iustinta Alina, instituție prefectului de Tăpăcov, precum și delegat prin societatea pe acțiune o va duce la cunoștință publică prin aplicarea la sediul Consiliului Local. Atât. Comisia numărul 3? Da. Ce lipsi? Comisia numărul 3 a fost la desfavorat de acestui proiect. Dacă nu reușești și toate acțiunile. Dacă nu spune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Acțiune? Trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de închiriere pentru porțiunea comunală situată în extravagant cu atenție de domeniul de Bacov, parte din domeniul privat al comunei Bogdănești de Bacov, pentru anul 2023. Inițiator, domnul viceprimar ales, domnul vice. Mulțumesc. Articolul 129, alineatul 2, litera C și E, și alineatul 6, litera A și B, articolul 133, alineatul 1, și articolul 139, alineatul 3, litera C, colaborat cu articolul 196, alineatul 1, litera A, din ONG, numărul 57, din 2019, prin codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Propun, la articolul 1, să se aprobe prețul minim al închirierii pentru pașiștea comunală aflată în extravilan, aparținând domeniului privat al Comunei Bucănești, în cuantum de 300 de lei pe hectar, cu obligația de a amenaja, curăța pășunea și respectiv 600 de lei pe hectar, fără a avea obligația de a amenaja curățirea și pășunea. Articolul 2. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Joi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bucănești, compartimentului financiar, contabilitate, doamnei Iftica Alina și instituția prefectului județului Bacov și va fi adusă la cunoștință specifică în condițiile legii. Mulțumim, domnul vice. Comisia numărul 1 de specialitate, în spatele. Dacă dorește ceva să ia cuvântul. Eu vreau să spun problema asta. Trebuie să aveți o problemă mai mare decât una asta, pentru asta s-a ajuns deja la preț. Domnule, explicați-mi și eu cum ați făcut contractul 2019-2021. Voi proiect de hotărâri, voi trebuie în Consiliul Local, cum l-ați spus cu orientații. Domnul Toma, cred că vă trebuie. Nu mă rog, domnule, mai. Dar să știi toți consilierii că deja l-ați vorbit și să rămân din 2019. Am depus cerere în 3 care anii în 2019. În 2019 am depus
direcția nu face ordine. Domnul Toarnă, avem o informare la punctul 6 și atunci puteți lua cuvântul. Este vorba despre prețul pe hectar și... Și prețul pe hectar, de a venit pentru prețul pe hectar. Nu mergeți la fața locului, nu mergeți la fața locului. Să vedeți despre ce e vorba, nu puteți face prețul pe hectar. Timp de 10-15 ani, ascultați-mi un pic. Puteți să faci un prețul pe hectar, în funcție de ce se găsește în teren. Nu cred că dacă Islamului nu a putut fi tot, puteți să luați 300 de hectar. E normal? Nu cred că e normal. Deci, vă rog frumos, la punctul 6 la informare, atunci putem să discutăm mai departe, acum discutăm despre preț și despre cu totul altceva. Da, dacă dorește altcineva să ia punct pe marginea proiectului. Dacă nu, spunem la punct cine este pentru. Împotrivă, abține. Mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale destinate serviciului de salubritate pentru anul 2023, inițiator domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul viceprimar. În primirul dispozițiilor, articolul 136 aliniatul 1 din noi în 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare. Propun la articolul 1 să se aprobe respingerea cererii de modificare, ajustare și aplicare de către SECE Compania Romprest Servicii S.A. a tarifelor propuse. Articolul 2. Să se împuternicească subtenatul având funcția de viceprimar în adunarea generală Societatea de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 2 din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Luciu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, viceprimarului Comunei Bogdănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Instituția Protectorului Județului Bacău. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Luciu. Comisia numărul 1 de specialitate. Mulțumim! Dorește și vreau să ia cuvântul. Domnul Dar Salut. Da, eu aș avea o rugăminte, o solicitare, să știm, referitor la această solicitare pentru majorarea pensului de deșeuri de proprietate selectivă. În grup pe domnul viceprimar să nu se ducă doar să fie de acord cu ce vor propune, adică să încercăm să negociem timpul. Pentru că, din informațiile pe care am, prețurile vor crește foarte mult. Și asta înseamnă un efort foarte mare asupra guvernului local în primă față și evident asupra populației în al doilea rând. Adică să nu mergem, la un dat încredere a fost să facem și scrie, dar rugăminte este că să nu aprobăm așa la chiar tot ce voi ei. Încercăm. Ce da, mă rog, încercăm. Păi nu, trebuie poate risc, s-a încetat. Asta, da, dacă se merge la și în principiu. Da, eu vreau să, cineva ce intervine, doamna Alina sau domnul primar, să-i explicite, înțelesul nostru, noi am aprobat odată prețul ăsta pentru curent și pentru... Da, cam dată la mine hotărârea. Așa, ce s-a modificat, ca să înțelegem toți? Pentru că prin proiectul ăsta de hotărâre nu s-a modificat nimic. El se referă la prețurile pe care Romprest vrea să le practice, au trimis tarifele către ADIR, și ei vor să le respingă tarifele, pentru că le-au trimis și târziu și le-au crescut foarte mult. Asta se respingă. Deci asta, deci asta este un proiect de hotărâre care pentru ADIR să ajute în modificarea taxelor. Nu, taxele de populație. Nu mă refer la taxele pe care le solicită pentru colectare. Da, pentru că Romprest oricum vor mări taxele aici. Ei au ridicat selectivul, că au început... Numai că banii aceia să strângă mai mult selectiv. Și la beneficiar toate la populație. Da, dar primul e... Activitatea au tot penaltată. Da, doamna, dacă îmi puteți... Prin taxe speciale. Ei cât au cerut, adică cât au cerut majorarea? Da, ei au la total. Oricum, ei nu s-au pus ceva pe... pe tun. Cam cu 30% față de ce avem la momentul acolo. Adică ei vreau să stimuleze populația să colecteze selectiv? Nici ei nu ia selectivul să le ia selectiv. Deci aici e altă problemă.
Nu îmi doresc să cădem într-o capcană, să și plătim mult și nici nu se colecteze de semnific. Adică am încălcut pentru ne străduim că putem... Eu am arătat pe de la ordinea de zi. Cu ce proiect am stabilit noi? Că de ce ordinea de zi o stabilim împreună? Normal, un proiect de hotărâre pleacă de la un inițiator, să zicem de acord. Inițiator poate fi primarul, poate fi viceprimarul. Și consilier. Grup de consilier. Dar pleacă și de la compartiment. Dacă un compartiment se zicează o situație care impune și inițierea, păi dar de la compartiment pleacă un raport de specialitate, nu? Sunteți de acord? Și dacă cineva de la agricol, de exemplu, crede că trebuie supus dezbatere Consiliului, facem un referat. Eu îi întreb pe fiecare dată, în afară de ceea ce știu, domnule, are cineva o propunere, are o propunere pentru un proiect de hotărâre, da sau nu? La un moment a fost trimis, cred că undeva prin ianuarie, sau mai înainte, o adresă adresată Consiliului Local, pentru că Consiliul Local aprobă taxele, Consiliul Local aprobă și contractele de închiriere pășune, domnul Toma, nu primarul aprobă. Dar după care era în 2019. Da, ajungem acolo. Ea mai vorbește, când ce permitem, dar ce se mai de la... Domnul președinte. Care mi se atragea atenția că nu am respectat, am luat respectat recomandările lor. Și sunt ea cu următoarea concluzie. Nu veți mai avea cu ce plăti deșeurile, gunoiul. Și știți când se va întâmpla asta? Dacă nu se pune în acord taxa specială și cu ceea ce înseamnă costurile acestui proces de gestionare a deșeurilor, exact în vară, că începe să miroase mai tare. Și acum, într-adevăr, ați trecut, nu știu dacă aveți amândouă proiectele, eu l-am prezentat, care l-am trecut cu acordul lor. Acum e un proiect de hotărâre de respingere a pretențiilor rămprestului, așa am spus exact peste. Deci sunt două proiecte de hotărâri sau două probleme care trebuie rezolvate de către Consiliul Local. Aici e problema. Atât, mulțumesc. Bun, și la proiectul ăla care spune domnul Vlad, nu o să fie la juridici pe 30 de lei angajat. Acolo trebuie să fie un calcul că nu ne mai dă voie pe era pe tonă, pe cât da. Asta e recomandarea și. Da. Comisia numărul 1. Da, comisia? Ce este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 6. Informare cu privire la activitățile desfășurate pe intradul comunei care face parte din domeniul de parte de ordine și de sub acord de anul 2020. Reținută, domnul viceprimar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aici ajutăm să explicați mai devreme, să se reacă la informația. Prizlazul comunal, pentru, din punctul de are aproximativ 90 de hectare. Aproximativ nu e cadastrat, nu știm 100%. Până acum, câțiva ani, erau numai 60. Acum ați luat la 90,
Din această suprafață, dacă e închiriat emititelul Cătălin 42,75 și emititelul Gheorghe 19,79 de hectare, fără localizare cadastrală. A rămas izolat comunal din măsurători pe care, dacă nu e cineva local, să ținem cu omotul să le facă, 27,46 hectare, care nu au fost date spre închiriere, nu știu cauza. Ce nu am știut până acum, una, nu m-a predat nimeni, viceprimarul Călăfăr, nu m-a predat zona care o folosește băieții cu aromititelul cu oile. Am făcut la fața locului, în primul rând, domnul primar, într-adevăr, parte din lat nu e întreținută, dar nu putem trage la răspundere cu cei doi care au în chirie, deoarece din 90 de hectare nu se știe exact unde au ei. Normal au 62, am 2, am 62 de hectare, dar nu știm exact locația. Așa, suma care a fost încasată de către cei doi chiriați de 7.000 de lei pe an, adică 112 de lei la hectar. Am făcut un referat pentru a-l cadastra, dar nu sunt bani alocați. Sperăm să putem rezolva în cel mai scurt timp pentru a ști exact cât izlaz avem la bătă. Și după cadastrare, deci putem face un proces verbal de predare primirii. Așa. Pădurea comunală din punctul Cote are 126 de hectare. Din pădurea comunală s-a scos lemn de pădure de o cetate care a câștigat la licitație 528,43 metri cub. Și s-a făcut în două partide. Una cu 5201 cu 230 metri cub. S-au încasat 38.610 lei. A doua partidă, 5202 cu 294,43 metri cub, s-a încasat 48.580 de lei, 0,95. Din pădure am făcut două partide, că am vrut să scot bani pentru comună, să scot de pentru comună, pentru primărie și școală, iar nu s-a putut, trebuie să scot o firmă autorizată, era complicat și nu am mai de asta împărțit în două. Așa, din partida de pe izlazul comunal, 5203, s-a scos lemn 585,46 metri cub și s-a încasat suma de 96.600,90 lei. Pe toate trei suprafețe s-au încasat 183.791,85 lei. După izlazul comunal, din mai multe discuții avute cu pădurarul, după tăierea lemnului, nu s-a făcut curat. Acum așteptăm să termini contractul și o să fie bun de plată pe discuțiile anterioare. Dacă el nu își face curat care a făcut, trebuie să plătească. Anul acesta mai putem scoate din izlaș și pături în jur de 800 de metri cub la licitație. Nu vezi? Dacă aveți întrebări. Ce am înțeles? Ce e tu de plată pe izlaș? Cercare de aici. Cercare de aici. Cercare de aici. Cercare de aici. Cercare de la solicitări, da. Vă mulțumesc. Unul, din ce am înțeles la domnul Cicul, a spus că este aproximat de 60 și ceva. 62, așa de tot totat de 90. Da. 27. După cum e reglementată problema asta, trebuie valorificată toată suprafața de teren. Că în momentul în față este o suprafață destul de mare, pentru care telefonul nu scrie și nimic. Eu înțeleg acum că sunt niște discuții care nu mă privesc în momentul
timpul solicitării, dar domnilor unui acest lucru, asta e una. Și a doua, referitură la cantitatea asta de lemn. În momentul în care am votat în vară, toamnă, în vară, cred, exploatarea, cred că prețul lemnului este mult prea mic, așa un calcul făcut. Estimativ este undeva la 160 de metru cub. 165. Aproximativ, da. Ceea ce mi se pare foarte puțin, având în vedere prețul pieței. Dacă mergem la firma care a exploatat lemnul, că știm cine este, reprezent 15. Este 500 de metru cub. Înțeleg că sunt cheltuieli de exploatare, dar la 160 la 500, cred că primăria ar fi putut câștiga mai mulți bani. De ce să se câștigă la licitație? Ele vin și de la o comisie de cărcare, ele vin de la o comisie de cuprere, exact. Ei, ele pot fi, exact, poate și mai... Cum e vorba și de ce? Ce care e vorba? Că tu e vorbiești, o e vorbim de acolo. Doamnul Dorcos, haideți să clarificăm situația asta, că e o situație confuză, discutăm pe vorbă, nu discutăm pe acte. Din punctul meu de vedere, ca și consilier dacă mai vei, vinovat în situația asta care este acum, este domnul viceprimar, care atunci când și-a preluat mandatul, nu și-a preluat corect și legal. Orice gestiune se preia scriptic și faptic. N-ați făcut-o nici script, nici fapt. Degeaba venim și plângem, acum ar fi să... Acele 30 de care, care spuneți dumneavoastră, este vorba de pășune împăduită. Deci pășunea împătrâită a fost deja trecută de către cei de la locul silvic în așa și mai sunt și 20 de hectare păduri ca să... Așa. Bun, cu privire la situația asta creată, că e contractul valabil de până în 2029, sunt consilieri mai vechi, îmi asum ceea ce vorbesc, contractul a fost făcut în 2018 până în 2023. Dacă s-a prelungit, cine l-a prelungit, dați-mi voie să vorbesc, domnul Băscuit, vă rog, cine l-a prelungit și a trecut peste gestiunea dumneavoastră, sunteți îndreptățiri să corectați situația, să vă adresați instanțelor de judecat, nu să gândim, să ne plângem în ședință, că sunteți gestionat și cu asta, basta. Mai înainte de asta, ne-ați băgat subiectul cu prețurile. Tot dumneavoastră comentați că sunt sau nu sunt. Prețurile astea au fost făcute pe unitatea de masă verde, cum se cheamă, date de specialiști, nu consilierul Vlad sau consilierul Albu ca să stabilească. S-a stabilit. Asta facem. Cu ani în urmă se plătea de către cei care au închiriat, dar nu aminte, 12 lei sau 5 lei de oaie, 12 lei de vacă. Se plătea pe 20 de oaie, nu, pe hectar, așa cum îi lege. Legea spune pe hectare. Cu privire la contractele astea, dumneavoastră sunteți gestionari, vedeți cine a prelungit contractul, dacă e măsură, eu ca și consilier știu contractul pe din 2018 până în 2023. Asta e, am avut de spus. Nu, vă rog. Hai, domnul Refer, din 2013 până în 2023. Nu, este unul și de 2019. Din 2019, dar nu știu. Sunt el la care face referire domnul Vlad. Acum am urmărit în ochi, acum e fapt că nu mai urmărit să discute domnul vice și după aia vă dau cu legătură cu fostul vice. Nici nu l-am găsit. Nu mi-a prezentat absolut nimic. Eu nu pot să mă duc la adresul acasă, să trag el, hai să-mi predai sau să... Un teren am fost, am verificat, am văzut că o zonă nu e curățată, e zona aia nu știu la cui. Da. O să iau măsuri, că acum curăță până am sus la capăt cu izlazul și cu... Și în legătură cu astea 30 de hectare, să știți că e izlaz, nu-i păduri, să mai trecut în pădure. Dar este păduri sau? A, e curățat, dar nu că e trecut. Bun, domnul Dascu, aveți un pădure și după aia le-a lăsat domnul. La un moment dat să discutăm... Nu, domnul Benoni, după aia eu... Nu, domnul... Lăsați să vorbească timpul, dacă mai ceva de da, da. S-a discutat la un moment dat, tot în cadrul regulamentului ședințe, de să facem o comisie care să meargă să constate ce s-a întâmplat acolo.
Nu știu, s-a discutat despre ea, am fost de acord că mergem, dar acum s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Cred că deja este o urgență să facem lucrul ăsta, pentru că sunt mai multe probleme legate și de coșune și de... Eu să te iau acord, să primiți, să punem în discuție, să discutăm mai mult, cum pot să-mi iau eu să mă responsabilitate în precedere. Doamna primar, aveți lucrurile. Domnul Botetre, în ce calitate ați prezentat informarea? Că anul trecut n-ai prezentat, pe camerii parte. Ca să înțeleagă lumea, dar în politie... Nu a fost atâta scandal pe chestia asta. În calitate de vinte primar, da? Asta. Și acum, dacă aveți răbdare... Acum, nu știu nici acolo pe dumneavoastră viceprimar. Numai că trebuie să vorbim în felul efectiv de dat. Dacă... Dacă nu mă lasă, vreți să aveți. Dacă aveți răbdare, că pentru mine e simplu. Proprietarul e slab, comunale este Consiliul Local. Consiliul Local aprobă contracte și așa mai departe. Dar vă pot ajuta ca să înțelegeți în ce situație suntem. Așa, ca să vorbiți la galerie, nu știu cui folosesc. Deci îmi permiteți, că să dureze ceva, dar vă pot ajuta ca să înțelegeți pe lege. Prin o dispoziție a instituției pe care o trage, dispoziția numărul 85 din 23-11-20, deci după ce a fost ales domnul Botez viceprimar. Normal că i-am delegat niște atribuții care se regăseau la instituția primară. Articolul 1 din dispoziția din 23 noiembrie 20, la alineatul 2, are un punct aici la litera R. Citesc. Răspunde de punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale, de pe rada a unității administrative teritoriale. Ați primit o dispoziție, domnul Botez, din asta, oare, da? Da. În delegarea trebuie. Și nu te-ai uitat, n-ai fost curios să vezi de ce răspund și ce înseamnă asta punerea în valoare. De-aia zice primarul, domnul, răspunde. Ai nu ce încă să mai apropie de ziua, dar eu vreau să văd treaba mea, dar dumneavoastră încercați să mă stăriți, eu totuși... Doamne, dar acum vorbesc eu. Dumneavoastră, dar nu vorbiți prostit. Deci, la punctul R, încă o dată, răspunde de punerea în valoare, în interesul comunității locale, asta înseamnă... Păi, dar n-a spus dumneavoastră. Asta înseamnă și pășunea, și pădurea, și așa mai departe. Eu am dat-o la lunecoasta, a insistat pe pădure, că acolo lucrurile se mai începe, dar pășunea e problema, dacă acceptați adevărul. Spune că adevărul te eliberează. În sfârșit. După aia, la alineatul al treilea, ia măsuri pentru asigurarea inventarierei, evidenței statistice, inspecție. Deci, aveți și posibilitatea să faceți inspecție. În sfârșit. Într-adevăr, am fost împreună cu domnul Botez și cu inginerul de la acolo privat care ne-a administrat pădurea, în toamnă, într-o dirigență de lucru. Și pur și simplu aveați cu toții ocazia să treceți pe acolo, apropo de comisia de specialitate, numărul 1 și așa mai departe. Și pur și simplu arată deloc bine gospodării islată comunită. Dar aici e problema. Are dreptate într-un fel și tot, numai că el n-are răbdare, ca de obicei și așa mai departe. Da. Vă rog să fac, pur și simplu, că e prima și ultima dată această intervenție și o fac conform jurământului. Bună credință. Am dat o dispoziție, când am văzut situația, pentru control. Am dat o dispoziție de primar 32 din 27 februarie 2023. Și am numit o comisie pentru investigarea situației, condusă în mod firesc de domnul Botez Cristian, președinte,
Mocanul Florin, ca specialistul care îl avem în primărie, membru, și altul Ioan din partea Consiliului. Dintre cei care ar fi trebuit să ia cunoștință și să scrie ceva referatul ăsta, de bine sau de rău, pe mine mă interesa mai este. Am spus că trebuie respectat adevărul, trebuie să respectăm proprietarea. Nu mai e general semnat aici. Să vă dau citire acum referatul ăsta. Și dar eu vă sper. Conform dispoziției 32, Comisia de Trumarul Comunei Bucămbeți, astăzi, data 10.03.2023, Comisia formată în Botez Cristian, Viceprimarul Comunei, în calitate de președinte, Mocanu Florin, inspector agricol, membru în comisie și altul Ion Consiliu în comisie, analizând. Numai că, practic, asta e creația și numai ați avut care a semnat. Contractul de închiriere numărul 2, contractul de închiriere numărul 3, și e vorba de cele două contracte aparținând fratelor necesarilor. Care, în termeni juridici, conform contractului, am mai să văd un contract semnat de ei și de cei din primărie, redactat de doamna jurist și așa mai departe. Situația din vederea suprafeței de pășunii dat comunal, situată în punctul numismului, identificat în tabla 60 și așa mai departe, a constatat următoare. C2, locatare. Ei se numesc locatari în relația aceasta de proprietar și chiriaș. Noi suntem locatori comunal. Cei doi locatari municipiului au folosit toată suprafața de islas. Când s-a aprobat primul contract de către Consiliul Local și frații Medicel, într-adevăr aici sunt consilieri mai vechi. În 2013 a fost aprobat primul contract, 27 martie 2013. În urma unei evaluări făcute de domnul inginer Berian, că să-i sănătos la ora actuală, s-a constatat că ar fi bun pentru pășuna suprafața asta, fără cadastrare, ca să cam departe. Dacă doamna Romelia își mai amintește, dar eu mai amintesc pe cam departe, mult timp, sper că nu s-a abandonat acest principiu, activitatea de pășunat era activitatea autofinanțată. Și cumva s-a abandonat principiul ăsta, nu mă regăsește activitatea autofinanțată. Deci este tot activitate autofinanțată. Nu putem să cheltuim sute de milioane să facem o firmă de cadastru cu bani, că vine curtea de conturi și ne dă neîncut cheltuială. Bun, trecem peste asta. Dar realmente asta e situația. Frații Mihichelu au folosit tot statul comunal. Îl puteți lua la întrebări, dar în ordine. La inspecția din teren a pășunit, pretind că a fi contractate și recunoscute de locatar, comisia a constatat că zona nord-iesa islatului suprafețe mici de pășuni curățate, defrișate, pe arbori și vegetate nefolositoare, fără a fi ridicate restul de rezultate. Aici trebuie adăugat un alt adevăr. Trebuie să știi cine a făcut defrișarea respectivă, pentru că defrișarea a făcut și firma PMV-ul care a câștigat o licitație pentru dobărârea unor arbori din pășune ca să păstreze calitatea de pășune. Asta e și scopul contractului, poți să vedeți la obiectivul contractului. Dar, realmente, nu deloc bine. Pe toată suprafața de pășune, adică islatul comunal, s-a constatat și existența unei vegetații forestiere, arbori de tale și densitate mare, care în etapa următoare este necesar să fie răiți, adică tăiați și ridicat integral coloana arborilor de pe pășune, în vedere posibilității covorului elbos să se refacă. Însă, s-a constatat că tot pe zona nord-est a pășunei s-a verificat sporadic câteva arbori, dar nu s-a ridicat de restele de coloana acestui. Zona nord-vest, zona sud-vest a islatului comunal, comisia a constatat că nu s-au efectuat lucrări de întreținere a islatului, nu s-au mai răzit arbore, nu s-au tăiat tufărișul de arbore, și clăstărișul rezultat din sănătate.
Concluzia, având în vedere cele două contracte de concesiune menționate anterior, Comisia constată următoarea. Locatarii nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de la articolul 5, la alineatul 5, 3 litera G din contract, pe cale de consecință, având în vedere prevederile contractuale, se poate afirma că locatorul, adică noi, proprietarul sladului, care suntem dumneavoastră în consiliul local, nu și-a realizat obiectivele lucruri. Se vorbește de aceste obiective cum au fost realizate. Am aici contractul de închiriere până la proba contrare, valabilă pentru frații vizitelor, care are următoarea structură. La un moment dat, obiectul contractului, după introducere, ține cu cele relaționate, așa mai departe. Vorbeam de obiectivele. Obiectivele locatorului, adică al nostru, al proprietarului, sunt menținerea suprafeței de pășune. Că dacă nu o menții, animale comunității nu vor mai avea pășune. La litera A, aici, la litera B, realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe salarii cu scopul menținerii calității covorului vegetal. Creșterea producției de masă verde pe hectar, pășune. Apoi, la obligațiile locatarului, adică a fraților vegetale. La un moment dat, se menționează la articolul 5 cu 3, litera J, să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă de fertilizare anuală. Deci, pe lângă obligația pe care l-au plătit și l-au achitat din punct de vedere financiar, reamintesc că obligațiile financiare, conform legii, trebuie achitate până la intrarea pe pășune, până la 1 mai. Deci avea această obligație să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare. Ori locatarul nu are documente prin care să demonstreze că a defrișat. Că sunt informații, eu vorbesc din auzite, repet. Dacă greșesc, Dumnezeu să mă ierte și de la. Se pare că ei au accesat pe fonduri europene niște sume consistente care trebuiau folosite și la asemenea lucrări. Dacă vă duceți la acolo, el nu este verde în perioada actuală, pentru că nu plouă prea mult, nici pe firul părăului. Dar dacă te duci pe coaste și așa mai departe, e jame, și în Mongolia arată mai bine pantele tale. Obligațiile locatorului, adică noi, să constate peste comunice locatarului orice atenționare referitoare la domnul președinte, poți continua? La nerespectarea clauzelor. Acum, dacă ar fi după mine, dar eu nu am atribuții domnul Dovan ca să rezilieze în contract consiliului. Știți ce ar face sau ar propune consiliului? Să le rezilieze contractul. Dar e mai greu așa, că atunci nu o să mai au dreptul să participe la licitație. Și scopul nostru, totuși, ca să-i ajutăm pe oameni și să-i îndreptăm, eventual. Nu vă spun că, în prezent, primăria, prin inginerul Mocanu și prin obligația legală, contribuie la elaborarea unui studiu care se numește amenajament pastoral. De acest amenajament pastoral au nevoie toți fermierii și cei prezenți aici, pentru că nu se mai poate accesa fonduri, nici noi. Săptămâna trecută m-am dus cu niște probleme legate de apă și canalizare, lucrările la direcția agricolă și am avut timp să discut cu directorul care conduce activitatea la pășune. Se pune foarte mare accent. În prezent, noi am pus la dispoziție informații privind islazul comunal, mă refer la pajă sau la pășune. Că pe partea de pădure e în ordine, să spun. Pe partea de pășune e problema.
I-am spus cam care e situația pe aici și omul mi-a răspuns următoarea. Că nu trebuie neapărat să se rezilieze contractul, dar trebuie stabilit, mă rog, pe dumneavoastră, cu viceprimarul, un termen scurt, până în 3 luni, să se pună la punct obligațiile contractuale. Dacă nu, păi APIA vine în control, de obicei și APIA se duce acolo unde îl duce șopanul de mână, poate să-i impute finanțarea și care alte. Nu-i deja. Domnul, puteți să mai dați voie să mai discute și altcineva? Nu, domnul primar, aici stau și discuți ca să se aleagă toată lumea. După aceea să discutem, voi ce faceți? Dumneavoastră ați citit acolo, nu ne-a spus valabilitatea contractului. Domnule, este din 2013 până în 2040. Spuneți-mi întâi valabilitatea contractului. Dar ce te vreau până la capăt? Mai intra și domnul Popa, mai intra și domnul Mititeu, mai intra și doamnă Paula. Nu, 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 știți ce vreau să spun? Nu pot să... Eu am încercat o minte mai mare cu oameni, că și domnul domnul are dreptate. El a fost marginalizat. Cel mai bun caz, dacă rezultă suprafață în plus, poate fi încheiat un contract pe un an. Repet, nu se poate încheia un contract definitiv sau pe o durată, decât după ce Consiliul aprobă amenajamentul la sfârșitul anului. Asta e realitatea. În legătură cu prelungirea contractului, eu l-am aici. Pe cine l-a prelungit? Un contract este aprobat de Consiliu. El a fost redactat de un jurist. Este semnat de doamna contabilă. Eu nu sunt jurist, și așa mai departe. Eu reprezint comunitatea. Sunt de acord să facă verificări, n-am nicio taină. Dar până când nu se respectă legea, nu, nu se rezolvă. Aia face o campanie. Local. Da, Consiliul Local e cum trebuie. Nu, citiți-o doar cine l-a făcut și cum ce am încercat să am povară. Și Consiliul Local era atunci. Și Consiliul Local era atunci. Doamne, 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 a fost reziliat celălalt contract și obligat să facem să acționeze. Altfel putea accepta... Domnul Mititeu este aici. Consiliul Local de ce n-a știut până la ora actuală? Deci, domnul Mititeu este... Nu mă întrebați cum venim în ora și până de activitatea. Întrebați de ce primar. Nu, în 2019 nu eram, mă făcați viceprimar de 12 ani. Eu sunt viceprimar de 2 ani, ați făcut ce s-au făcut. Nu băgați un vizbiu, îmi văd de treabă, văd de tal, de cum de primează, începe să-mi puneți mie în cap. Dar ce trebuie de ca să cere în primire ca lumea care... Dar nu iau în primire nimic până să nu-ți văd clar ce n-am vrut să iau. Și nici nu iau până nu o să fie cum trebuie. Eu nici nu știu, mi-i zic, băi, unde ai? Îți spun și-o, domnul primar. Lasă-mi dați-i cu domnul primar. Unde ai tu pe ăștia zonă fix, unde pe 90 de hectare, unde ești tu? Ai delimitare. Ai delimitare, unde ai tu? Dar eu n-am un contract cu 62 de hectare. Da. Ceea ce spune domnul primar cu pășurile arată jalnic. Arată jalnic în zona Pârță. M-am apucat în primăvară să fac curățel la pensiunii care au fost. Ați venit la deal și a spus că sunt 90 de hectare de pășuni. Da. Eu vreau un fel următor. Sunt măsuri... Ăla 62 de hectare.
măsurate. Unde sunt? Îmi dați un termen. Mai dată. Plecă, trece. Zimzură exactă. Unde ai tu acum 62 hectare? Zona din Chioșu. Unde ai tu 62? Din hotar cu Cașinu, până pe Șimul sus. Și ăla pe 30 unii. Dar nu le-am spus tot, domnule, anul ăsta le-am spus pe la 30 de hectare. Până anul ăsta... Nu-i bine de făcut o cadastrare, să știi exact. Dar bineînțeles, dar prima dată... Nimeni. Am spus ceva, greu. Am venit la primărie, am stat cu domnul Tomașcu. Îmi dați voi să ne spun ceva? Da. Am venit la primărie și am stat de vorbă cu domnul Tomașcu tot. Am spus că mergem la pădurii să rezolvăm problema. Am crezut că veniți la pădurii cu un GPS să vă măsurați suprafața ce este pășunii. Plus de asta, ați avut dată pădurea la două ocoane. Ați avut... Mă ascultați? Ați avut dată pădurea la două ocoane. Eu am terminat, am făcut asta. Deci, cum nu m-am făcut asta? M-am făcut asta. Să mai spun ce mi-ați spus atunci. Când vin la primărie, nici nu vă uitați în ochii mei. Deci vă uitați la steri sau în pământ, vii rușine de mine. De câte ori am depus, hârtie la dumneavoastră? Am depus din 2014 până în 2023, inclusiv 2019. Inclusiv 2019, când i-ați rezilea contractul. I-ați rezilea contractul acum. Eu am ieșit pe ușa aia și în urma mea l-ați făcut înapoi? Da sau nu? O recunosc și domnul primar. De ce v-a stat domnul primar? Deci la curtea de conturi. Deci este domnul, lăsați-mă curtea de conturi. Curtea de conturi nu vă mai despășirea comunală. 80 de milioane am plătit pe contract. S-au rezigat atunci, tu ai chemat curtea de conturi? Dar nu, nu-mi puteți, dacă s-au rezigat atunci. Nu, ascultați-mă un pic. Dacă s-au rezigat atunci, de ce ieși la 2023? Să suprapune contractului 2029. Aveți două contracte pe aceeași pășună. De ce să suprapune? Răspundeți. Care să suprapune? 2013, 2023. Să rezigate? Cum să fie rezigat? Dacă sunt înregistrate amândouă la primărie. Dar nu mai știți că am vorbit la doi primari. Cum? Deci aveți două contracte pe aceeași pășună. Dacă sunt reziliate cele din 2013. Din 2013 sunt rezilia. Cine le-a reziliat? Ăsta de ce n-a făcut prin Consiliul Local? Cine le-a reziliat? Cine le-a reziliat?
poate să punească un sub, de eu vreau legalitate. De ce n-ați făcut? Când noi suntem răspunsători de... Noi suntem răspunsători de... Și un lucru care să-l contrazic pe domnul Vlad. Am avut o discuție, am făcut un referat să mergem cu Anu și te-a sunat personal, Sil, te-a pus să mergem în teren, să facem o verificare în teren. Cu tine, domnul Marcu, eu, nici nu mai știu, eu n-am ajuns. M-am dus cu el la domn primar și l-a refuzat. E număr neregistrat. Eu am încercat. Deci nu credeți că n-am încercat să facem. Eu nu pot de unul singur. Am cerut să vină mai mulți ca să nu mă duc singur acolo. Eu nu mă duc singur să fac o asta, să spune, băi, ai ceva cu cineva, să vrei să protejezi pe cineva. Exact ce-mi interesează pe el. Eu am două retinate făcute, două cu unul. Domnul, cine a propus comisia de dar domnul primar, nu? Dânsul a propus-o, nu? A discutat cu voi cu vreunul? Nu. Nu. Dânsul ne-a impus, cum s-ar spune, ca să mergem oameni. Noi nu suntem competenți, nu suntem specializați, să verificăm cum s-au făcut lucrările de curățire și la aceea. Să fie oameni de specialitate. Bun, haideți să vă spun eu ceva. Eu am aici o formație de anticrești de demult, să vă spun cât pășuni are Comuna Comunală. Comuna Comunală Bogdănești are 220 hectare și izlas la ora actuală sunt numai 80 de hectare. Asta este realitatea. Deci, să știți că Comuna Bogdănești nu are păduri. Izlazul s-a pădurit. Această gândurie mi-a lăsat-o sofru meu, care cunoștea cu lux Damănuti, acolo a crescut, cred că și acolo a pădurit. Trebuie să intrăm în astea, că deja s-au trecut pădurile la... Mai de mult. Sunt că s-a pădurit. Da, dar știi discuția, Sigur, știi discuția. Deci atâta sunt anului. Știi discuția, ți-am spus că gata, mergem, o dată zis că nu. Nu, că în 2023 se termină contractul și n-are rost cu domnul Vici. Doamne, cum e declarația de verință cu domnul Mititeanu dacă vrea să nu i-a făcut proces verbal de primire predare cu parcele de la după Pășun? Deci asta cum ați declarat în grădină la mine, în grădină la mine, nu contează. Cum se poate așa ceva? Haideți să o clarificăm, vorbim până cu ele. Cel mai corect și legal, cât de urgent trebuie făcută cadastrare și vorbim de bani. Cadastrarea se face acum pe raza Comunii Bogdănești, 2 ani de zile, cu bani europeni. Deci nu mai e că nu sunt bani, nu sunt bani. Se face cadastrarea. Echipa de cadastru, sunt pe noi. Dăm noi și de până la urmă. Facem cadastrare. Și se stabilește din punct de vedere cadastral și o comisie care cu privire la dacă arată jale, când arată jale, eu mi-aduc aminte și cine sunt consilierii care mai vin. În fiecare an se prezentă o situație prin care vicele primar spunea s-a curățat nu știu câte hectare, s-a scutit din cauza asta că era 5 lei de oaie și 2 lei de curățat. Așa. Și s-au făcut procese. Sunt procese să se în primărie. Eu vă spun, dar eu vă spun acum, că am făcut raport să mă duc în teren și mi-a dat, adică nu vreau să aduce cu ce să fac. Bun. Măi, oameni buni, suntem cu capul sau... domnul primar spune că plec, că e problema cu acel local. Păi consiliul local, dar nicio cerere nu există sau ceva inițiat. Scrie primarul și Consiliul Local. Nu scrie către Consiliul Local. Că noi nu avem autoritate peste primar. Dumneavoastră a spus că suntem proprietari. Bă, hai să ne facem proprietari. Dar dacă cumva să luați să facem cum scrie. Eu vreau cadastrarea. Domnul Mititeanu și după aia să nu trecem și la acum. Poziția primară am accesat fonduri pentru a curăța pășunea. Așa să repet. Eu n-am accesat niciun fond pentru a accesa pășunea. Am accesat fonduri în interesul meu personal, utilajul ce am venit. Așa. Eu am venit la domnul primar, în toamnă, când sunt iar, când o tras pe MV-ul Olimpiu Izlaz, am venit, i-am spus lui domnul Botez, le-am spus, n-am scris, că am crezut că nu este necesar ca să scriu la domnul primar. Domnul primar, mie îmi interziceți ca să intru cu aia pe scrie în contract, când e moare, când flouă. Eu, de fapt, când ar ploua, trebuie ori să le duc acasă. Ce să iei în contract? Asta nu se poate, deci... Așa. Au tras lemn, în bătaie de joc, de la șupătruiești, ăla nu știu în câți ani se va mai regenera drumul ăla, e drum de taf. Are 1,5 metri drumul ăla care l-a făcut taf. Am venit și am spus, din fața scânii, când iese scâna pe la Crucea pe acolo, care știți care a scos la diavolul Crucea, pe acolo, un tractor, mergeau tractoarele pe două roți, cu taf. Pe două roți mergeau și-a tramandut la oameni și ne-a spus, care, băi, oamenii ăsta,
ci că avem, asta e dispoziția de la patron, noi trebuie să tragem. Am venit și am spus la primărie, nu-i pentru 300.000. Este vorba despre treaba din portul, sunt mărăcinii care sunt și este ferica care nu a fost folosită anul trecut. Dar nu cunosc, nu-i posibil. Eu m-am apucat de curățat, se poate vedea acolo și la deal. Ați venit și ați spus că aveți 90 de hectare. Domnul inginer Mocanu tot spunea că 90 de hectare și ați cerut, faceți o măsurătoare, măsurați după limitele care și sunt. Eu să fac o măsurătoare până afară de măsură, nu se merge la pădure ca să stăm de vorbă. Oameni spune ce să fac o măsurătoare la aceste pășuri. Nu sunt o pădure din firma mea, care este prin fundul Șimului, care sunt, nu știu câte hectare sunt în fundul Șimului, care e asta. Aia eu când am primit-o, când am luat-o, era răstărașul de fac așa, cu astea le urze, în care poate merge și se constată, nu eu spun treaba asta, ci vârsta obrazii care sunt acolo așa. Erau mini puieți de braț. Ce făceam? Genocid să mă apuc eu să tai de acolo așa? Nu pot să tai. Și peste 6 nu mai am voie să tai. Bun. Mulțumim, doamna. Nu avem doamna. În legătură cu lemnul scos de pe VV, pe unde există încălzoare. Poți să plătească. Dar el deocamdată e în contract. Eu m-am dus și am avut o discuție cu pădurarul și cu inginerul. Și o domnul Bătez. Vedeți că spuneam în contract. Noi avem o sumă de bani care noi îi imputăm. Da? Eu am înțeles treaba așa. Păi, altceva din contra, pe ce să-i facă? Da, asta, nici din pădure nu-i mai dă voie la laborator să treci cu țară unde vrei tu. Au mașină, au tractoare de reacu. Așa cu remorul care trebuie să trebuie. Ești cu ceea ce s-o făcut. E ceva o să vedească. Nici mie nu știu ce am văzut, nu am fost amândoi. Da, și cream la distrăție și asta. Bun, domnul... Domnul Marcu de Pijan, dar nu este șan, să meargă la fața locului să vadă. Putem să vedem, tot să vedem. Cum rămâne acum cu contractul respectiv? Fără o cadastrare... Doamna președinte, da, impresia că noi luăm de capul nostru aici. Odată ce noi primară nu poți iei 100 de hotărâri, că el tot ce vrea face. Avem și fără o comisie, cel puțin din 7, să dea și o consilier, nu poți, domnul primar, ne-am pus consilierii, ci că, da, ce consilieri, ce treabă au consilierii la... Nu, fără o comisie, de cel puțin, 7 din... Nu mă duc acolo. Comisie de autoritate, nu... Mulțumim, specialist, să vadă exact... Vreau să caut pe doamna... Domnul, un pic, să citesc solicitarea doamnei și după aia. A, aveți la... Da, da. Deci, solicitarea doamnei Dima Paula. Către Consiliul Local. Mă numesc Dima Paula, cu domiciliu în sat Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău. Vă aduc la cunoștință faptul că în luna noiembrie am obținut un certificat de grad pentru fiul meu pe Ralu Valesiu, care se încadrează în grad de handicap grav, consumator, având nevoie în permanență de supraveghere și tratament. M-am adresat primăriei Bogdănești pentru a putea fi angajat. Dar răspunsul a fost că nu sunt fonduri pentru angajarea unui contract de muncă în acel moment. Pentru început am acceptat varianta cu indemnizația, dar starea de sănătate s-a înrăutățit, fiind necesară prezența mea mereu, fiind insulino-dependent, fiind necesare și 5 administrări pe zi și suferind și de astfel. Din aceste motive, nu mai pot desfășura alte activități care să mă pună în situația de a lipsi din preajma lui. M-am adresat și instituției prefectului Bacău, care a trimis spre rezolvare tot primăriei Bogdănești petiția, iar răspunsul a fost unul nefavorabil. Anexez copii după documentele medicale și certificatul de grad. Din acest motiv, vă solicit sprijinul de a aproba suplimentarea numărului de asistenți personal pentru a putea fi încadrată cu contract de muncă. Ideea este că vine domnul primar care e foarte locatorat, pentru că am să-i spun da, eu nu am știut. Deci eu nu am știut. Ce nu am știut că ar putea să facă așa ceva cum? De față cu consilieri, adică cu mine a făcut. Eu am o problemă cu domnul primar și cu doamna Luiza. Au venit și mi-au zis așa, nu vă putem angaja pentru că nu dispunem de fonduri. Suntem la sfârșit de an, motiv pentru care vom vorbi în luna ianuarie, februarie. Am luat-o de bună, neștiind legea. Dumnealui a spus așa, zice, nu există lege care pe mine ca și primar mă obligă să vă angajez. Mi-a activat singurul neamnul care mai funcționa, pentru că e una, supărările care sunt. Și atunci am mers și eu acasă și am zis, am făcut pe Google, să văd și o lege asta pentru handicapați, pentru handicap, pentru... Eu n-am găsit nici măcar un singur articol în care prevede ceea ce a spus dumnealui.
Și atunci am luat legătura cu un avocat. Avocatul mi-a zis că în funcție de ceea ce o să discutăm astăzi, o să merg să nu mai departe. Faptul că eu am acceptat indemnizația, știți cum e, fiecare greșeală există și a doua forchiță. Exact același lucru o să întâmple la mine. Dacă eu nu rezolv problema asta, acum mai mult caut pentru că m-a sfidat. Mă consider unul dintre persoanele din Bogdănești, Filipești, care au același nevoi ca și mine, da? Dar care nu cunosc legile și nu merg mai departe. Cu mine nu o să fie așa. Îmi pare rău că a plecat. Deci îmi pare extrem de rău că a plecat. Pentru că vreau să-i spun tot ce a spus. Dar nu se dea tătul degeaba. Dacă se dea, se dea tătul degeaba. Mă încarc, mă încarc, mă încarc, mă încarc, mă încarc, mă încarc. Bari, îl ați fășat la sumă din cauza care... Doamna, mă încarc, 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 mă încarc. Deja am ajuns de la 22 în ianuarie de indemnizații la 30. Deci nu am nici pentru indemnizații până la sfârșit. Cât am bani, cât am plătit. Da, și spun, nu depinde de mine. Eu privesc o dispoziție, indemnizație sau asistență. Eu pun în aplicare, eu spun, dar am treabă cu cuvântul. Bun, eu am dați-mi voi o... Deci, ca să înțelegeți punctul de vedere al consilierilor, care punctul de vedere, conform legii, sunt trei trebuieci. Primarul este ordonator de credite, deci el, așa spune legea, Comisia de Specialitate, deci Asistența Socială, și noi, Consiliul Local, dacă avem de la ordonatorul de credite, deci, nu e problemă, m-ați înțeles, nu suntem noi specialiști. Ca să înțelegi foarte clar. Să aruncă fisica... Asistența socială, ordonatorul de credit. Eu sunt cu bani în buzunar, nu? Dacă dau, dau, dacă nu poți să le iau, să iau. Asta e realitatea, nu mai tot dăm de tot. Aruncăm pisica pe un lac. Dar nu este legal, adică eu mi-aș fi dorit să fost aici și zic, omule, arată-te un frumos legea de care mi-ai spus că nu te obligă să plătești, să mă angajezi pe mine ca și om. Nici măcar nu am nevoie de banii lui de la primărie, pentru că eu consum de 3 ori mai mult decât banii care primesc de la primărie. Eu îi cumpăr copilului meu senzor, îi cumpăr pompă de insulină, îi cumpăr mâncare care trebuie, eu pe mine mă duce la 5.000 de lei ușor. Doamne, ați făcut adrese către primar și consiliul local? Da. Asta-i, da? Urmează, domnul președinte, exprime doamne, să... sau chiar în urmă, să stabilim, deci să se facă un proiect de hotărâre. Dar ceea ce v-a spus domnul, nu suntem noi de... Noi aprobăm, dar dacă domnul primar sau... Deci dacă domnul primar nu o să fie de aceeași lungime de undă cu ceea ce se decide în Consiliu, eu o să merg mai departe, pentru că aș putea ce zicea prea de hotărâri. Și în care este răspunsul pe care îl dă mine către dușă? Păi parcă patele era.
Pavelele erau stabilite pentru Filipești, cred că nu se mai face nimic, doar. Din curba a doua de la Bogănești până la dispensar, că se merge pe stradă și mâine cu aia mai auzi vreo decedat, că nu merge pe trotuar. Da, trebuie să înainte o răspuns că trebuie să fie la Filipești. Dacă nu dați voi, bugetul local e zero pentru multe, pentru că n-am avut niciun referat când am făcut bugetul, ca să știu că să prind suma acolo. La rectificare, da, că vor fi bani, dar nu văd. Să fie că am altele... Domnul președinte, eu știu să din prezența primarului se menționează bugetul de la pentru că primarul a abandonat ședința. Păi dacă el e ordonator de credit. Și cu o problemă legală, hai să o... Deci orice solicitare din asta, nu putem să-i dăm răspunsul omului fără un proiect de hotărâre trecut prin Consiliul Local. Noi nu aprobăm cereri, noi aprobăm proiectul de hotărâre. Ca să fie clar, deci nu jucăm cu omul. Deci noi aprobăm proiect de hotărâre, nu aprobă cereri. Consiliul Local nu aprobă cereri. Proiectul Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre. Se face proiect de hotărâre, îl hotărâm, îl respingem, îi comunicăm, noi îl comunicăm cu oamenii din bărți. Exact așa se face. Nu se Ca să poată să-i dăm un răspuns, e chiar nu se arunce tot de Consiliul Local. Noi suntem oaia verde, eu vreau să vă întreb. Ce răspuns dau la fiecare societate? Îl scriu eu, dar trebuie să am răspunsul dumneavoastră. Răspunsul este în felul următor. În urma cererii dumneavoastră s-a hotărât ca să facă un proiect de hotărâre. Urmează ca în urma hotărârii proiectului de hotărâre să primiți să arăți un școastră bă, ilegal. Și să vadă domnul primar. Nu vreau eu să zic că, băi, mai am la urmă. Doamna Alina, să vadă domnul primar că dânsul i-a fost adresat solicitat. Domnule primar, subsemnat plăcutea nostru, domiciliat în sat Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău, vă rog respectuos să binevoința mea aprobat să beneficiez de 10 metri cub de material lemnos de construcție, întrucât am fost afectat de incendiu. Eu am fost direcționată către Consiliul Local Bogdănești. La fel, proiecte de hotărâre. Da, aici obligatoriu. La fel, proiecte de hotărâre. Să faci proiectul de corect. Comisia? Comisia Sindic. Și două, încă două solicitări. Domnule primar, subsemnat, Mititelu Gheorghe, născut la data de 3 ianuarie 1981, cu carte de identitate seria 10, numărul 065157, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, stat Bogdănești, județul Bacău, vă rog să-mi aprobați pășune din islazul Comunei Bogdănești, din lotul de 30 de hectare pe care spuneți că le aveți disponibile, în afară de cele 62 hectare pe care le aveți contractate pentru următoarele, pentru un număr de 650 de ovine și caprine pe care le dețin în exploatație. Și mai este încă o solicitare, subsemnatul Mititelu Ștefan, domiciliat în Comuna Bogdănești, stat Bogdănești, posesor, carte de identitate 10, numărul 588327, deținător de animale. Vă rog să-mi aprobați pășune de pe islazul Comunei Bogdănești din lotul de 30 de hectare pe care spuneți că le aveți necontractate în afară de cele 62 de hectare. Am făcut și orice, de mi-a dat spus. Nu mă aveam un tău. Da, exact aceeași ce ne-am cu privire la suprafața. Nu știu ce are. Dacă-i 80, dacă-i 70. Nu v-ați provocat, că v-ați spus că nu rămâne așa cu contractul meu. Nu-i vine amirat nici la primarul Fidelat. Eu oricum e părtie, nu ameniți pe nimeni. V-am spus ca să vă faceți iluzii. Părtie e pregătită, eu o trimit unul să trimit. Când o să fie controlul dacă contractul e ilegal să rămâne, dacă e ilegal să răspundă. Cine l-a făcut și sănătate.
ca să nu faceți iluzii de ceva. Eu am venit ca să-i spun că nu am nicio șansă. Nu faceți.